O minoră de 13 ani din satul Chițcani, raionul Bender, este căutată cu disperare de părinți și rude după ce în dimineața de 17 februarie fata s-ar fi dus la o mănăstire din sat, însă nu a mai revenit acasă. Potrivit milițienilor din regiune, minora ar fi fost văzută cum în jurul orei 9 ar fi plecat de pe teritoriul mănăstirii. Anterior, fata nu ar fi plecat niciodată de acasă fără să-și anunțe rudele. Diana Scorogobatco are înălțimea de 1,58 m, corpolență medie, ochii albaștri spre gri și părul șaten. În ziua dispariției purta o geacă albastră, căciulă gri, pantaloni negri și era încălțată într-o pereche de cizme negre. Minora are o cicatrice la antebrațul stâng, rămas în urma unei operații. Persoanele care au recunoscut-o pe fata din imagini și cunosc locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă.